filmez. Înscrierile pentru prima sesiune de bacalaureat din acest an au luat startul. Absolvenții claselor a 12-a și a 13-a, precum și absolvenții seriilor anterioare, sunt așteptați să se înscrie până în data de 3 iunie, fiind aproximativ 1900 de candidați din județul Giurgiu. Începând de astăzi, 30 mai, și până pe data de 3 iunie, au loc înscrierile pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat. Din 13 iunie începe prima probă, și anume aceea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. Urmează proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă în perioada 15-17 iunie. Între 21-24 iunie se va desfășura proba de evaluare a competențelor digitale, urmată între 27 iunie-1 iulie de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe data de 4 iulie cu limba și literatura română, vor continua pe 5 iulie cu proba la limba și literatura maternă, pe 6 iulie cu proba obligatorie a profilului și se încheie pe 8 iulie cu proba la alegerea profilului și specializării.